Bună ziua, numele meu este Cămeciu Cristian, sunt de la Colegiul Național Emanuel Gojdu din Oradea și acum o să vă prezint parcul meu de distracții. În primul rând avem acest pod care ne duce la intrare. De aici vom merge prin acest tunel și vom ajunge la zona principală a parcului. De aici ne putem duce mai multe direcții. Avem aici o hartă care ne arată toate zonele. Aici, dacă o luăm în dreapta, vom avea zona acvatică. Aici avem zone cu curse cu bărci. Aici avem un baraj de unde curge apa din acest lac de acumulare. Dacă mergem aici jos, vom avea un acvariu cu tot felul de pești, mare parte tropicale aici jos. Avem două nivele, putem merge și mai jos. Aici. De aici se văd mare parte toți peștii. Și acum mai avem acest. Avem această zonă cu bărci. Este o zonă de relaxare, dar și de amuzament, deoarece avem aceste cascade pe care aici ne vom duce la zona pe care eu o numesc zona de familie. Aici avem din nou o hartă, avem tot felul de chestii pentru copii, aici avem un carusel făcut prin cod, magazin cu prețuri accesibile pentru toată lumea, băi publice, mai aici am un roller coaster care merge printre copaci. Aici avem o zonă de relaxare, o casă în copac, mai mulți copaci. Un loc în care poți stai și te bucuri de natură. Aici este un castel de sărit. Copiii pot să vină aici să se distreze, să sară ca pe o trambulină. Aici avem un părculeț cu leagăne, tobogane și bănci. Aici avem din nou hartă. Un alt roller coaster, de data asta unul care merge pe sub apă, în acest tunel, care merge prin acest râu. Aici avem o zonă de mese, de spații la mâncare și sucuri. Aici avem o arcadă cu mașini, cu tot felul de jocuri. Și din nou avem aici suc și jeton pentru arcadă. Aici avem probabil preferatul copiilor, mașinuțele. Avem de toate culorile, roșu, mov, galben, albastru, verde, roz. Iar așa aici avem tirul parcul, vom la arc și săgeți. Iar așa dacă ne mergem toate cele trei ținte, vom primi un diamant. Avem aici în spate un sistem cu redstone. Se folosește de faptul că țintele emit un semnal redstone. Iar așa acest lucru duce în acest pistoane care împing blocul de redstone și duce semnalul în acest command block. Haideți să acoperim aici. Acum, mai departe, vom merge la ultima zonă, unde avem casă bântuită și roller coaster. Aici, în zona aceasta, avem și un drop tower făcut prin cod. Să-l pornim. Putem observa cum merge încet în sus și apoi la final direct în jos. Avem aici din nou o hartă. Aici avem un roller coaster. Acesta merge prin munte, este unul de viteză înaltă. Se urcă pe aici în turn, după aia merge în jos, rapid, rapid. Iar așa aici avem un sistem cu valuri. Deci când roller coasterul trece pe aici, el pe valuri și mai va merge în jos în viteză. Aici, dacă mergem în sus, ajungem la un patinoar. Avem și vestiar aici. Locul aici este patinoarul. Avem și multe NPC-uri. Aici jos avem casa bântuită.
până și acest om ne zice că nu este un loc pentru cei slabi de inimă. Aveți grijă. Așa, sunt multe sisteme, comand blocuri, se opresc luminile, sperieturi, tot felul de chestii și sunete de speriat. Avem aici peisaj cu minereuri și cu lavă și cu stalactite și stalagmite. Aici un loc de joacă pentru copii. Și aici este ultimul roller coaster care merge pe tot parcul. Este un roller coaster care vă poate da o viziune a tot parcului așa din prima. Apropo, acest sistem cu valori. Este un ceas de observare care e activat de camerele de sus. Vă mulțumesc pentru vizionare. Acesta a fost parcul meu de distracții. Sper că v-a plăcut. La revedere!